Bună ziua, dragi noștri, bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Din ora stupină, nu-i prea caldă, Albina a început să miște. Observați care pornim destul de bine. Este cam, să zicem așa, câte 11 fără ceva, parcă știu. Și fiindcă m-a rugat cineva, ieri m-a rugat, am vorbit cu cineva de la Brașov, și îmi spunea, domn profesor, sunt într-o situație mai dificilă, am avut și eu câteva familii de albini, vreo 27 sau 30 de câte au avut. Am murit o parte din ele, acum sunt foarte slăbuțe și ce să fac, cum să fac, să îi pot salva. Și am spus, dragule, strânge albina la maxim, la, practic, la câte rame de puiet sunt, atât. Câte rame de puiet, una, două rame de puiet, acolo pui diafragma. Pentru că așa au ajuns pe albină. Dacă pentru conservarea căldurii, încă nopțile sunt rece, e o problemă complicată. Ei, biostopul sigur că îți oferă o șansă imensă în direcția asta, pentru că stau de o parte și de alta, nu? Cum vedeți, cele două familii, două am în asta, nu am trei, stau foarte strâns. Și diafragma pe care am pus-o, uitați-o, am dat-o deoparte, acum am scos-o, a ajuns la margine, în locul cele de-a șasea rame, a fost diafragma de aici. Ei bine, acum diafragma aceea trebuie să renunț, pentru că cele 5 rame cu puiet, până la ultima, sunt pline acum. Ca să vă conving de asta, am să ridicat prima, ultima asta. Să vedeți că așa este. Deci, asta se întâmplă când stai strâns, foarte strâns. Vara se desface cuibul, se largește. Adică spre primăvara, acum, undeva, mai, april, mai. Dar acum, perioada asta se strânge cuibul, dragi. Da, deci, până la ultima ramă, avem larg puiet. Nu am să țin prea multe expuse, îmi dați seama că aici se vede că începe să căpăcească. Nu-i crepim atâta pe aici. Am să vă arăt și pe partea cealaltă. Consumul este foarte puternic acum. Motiv, da, uitați. Deci motiv pentru care am lăsat în general doar două rame, două familii la iernat. Motivul este și ăsta, ca să pot să, cât se umple acum, în punct de a șasea ramă, să pot stimula și pot ajuta prin buzunăreala, prin spate pe aici. Acum nu fac altceva decât să mă fiu cu o ramă de la rezervă. Haideți să vedem dacă găsim o ramă bun de oat și o punem și pe a șasea ramă. Deci asta este. Stau și cu merea cristalizată, am pus-o în mașină că e periculos acum, nu mai poți să mai stai afară. De albina mi-a dat-o spre tine. Deci caut o ramă să fie și, să aibă și miere, o rezervă de miere, măcar 2 kg de miere și să fie și bunul de ouat. E, asta, uite că acum ghinionul face că nu prea am ramă de asta, am să mă duc să caut la magazii. Mă gândeam că am în mașină, dar uite că nu am. Voi aduce o ramă, deci bună de ouat, ea să fie ieșit una, două generații de albine, roșiatic, așa să fie, nu închis la culoare, pe care o voi pune aici în margine. Nu, am să fac așa, pe asta, rama asta cu puiet, o dau chiar în margine, dragilor, și pe aia cu rezervă să o pun acolo, nu nici așa, ca și cum ați sparge cuibul, nu fac așa. Pun cu miere, cu tot, cu rezervă aceea, miere căpăcete bună, vreo 2 kg de miere să am acum. Închid în felul ăsta stupul, cu așa ramă, ia miere de pe ramă și va pune puiet până în capăt, așa, și totul va fi perfect. Iar eu, de acum, am să discut cu el numai prin spate pe aici. Deci prin ramele din spatele, că sunt ochiurile deschise la Hahnemann, da? Și pe acolo, dialogul meu cu
familia, astea două familii, se va produce vreo săptămână, săptămână jumate, până când ăsta se încheie, așa, full, cu albină, se fuzionează albina tot. Deci pe acolo undeva voi face toată povestea, pe aici. De fapt, se și vede că albina stă deja pe... iese și vine și la... rama asta care au pus aici. Da, deci am deschis... am deschis ochiurile, pe ambele ochiuri circulă albina, da? Și eu va trebui să mai... uite că asta e chiar bunișoară. Mai aloc să nu o pun pe asta acum acolo în față. Așa vreau să fie rama, deci să fie roșiatică. Da, iarăși o leagă de păsturi pe aici. Asta, asta îmi place foarte tare. Deci cred că pe asta o pun și aici pun o alta. Așa voi face. Deci nu stau pe gânduri și o pun sigur până ajung la magazii, până o voi lua pe asta. Și în felul ăsta pe el l-am rezolvat. Mergem și în continuare și cu clădirea în folie dublă, cum observați. Deci mergem și mergem în paralel. Și în spate aici și lateral am tot desfășurat-o și deasupra ca el să pornească cu forță. A fost rece, asta e drept până acum. Acum, dacă vor fi câteva zile care polen, deci îți dau drumul la locul cum trebuie. Așa încât încă un filmuleț. A, așa, așa. Ionică de la Covasna. Regret, mă doare sufletul de povestea care mi-a spus-o. Am citit acum recent, ieri, seara am citit pe internet că ai pierdut toată stupina. Îmi pare foarte, foarte rău, dar nu deznădăjdui. O să vedem exact în detaliu, veți vedea cum încep de timpuriu, în afară de rama clăditoare, acum am mai pus la punct, am mai experimentat și eu anul trecut, m-am tot gândit cum anume vom proceda ca să putem recolta varoa. Și ideea care mi-a venit acum în ultima perioadă este următoarea. Așa cum știți, aici după diafragmă va sta hrănitorul, hrănitorul cu partea de jos pentru creșterea pentru trântori și sigur că la un moment dat o să avem o singură familie aici, matca va fi cea care va acoperi toată treaba, la 7, 8, 10 rame, 11 rame cu puiet, încep să trag după hrănitor și rama cleditoare, practic rama cleditoare, trag și iau câte una, două rame cu puiet, când încep să lărgesc cuibul, când fac toată treaba, bag rame la crescut, e bine, o voi face luând câte două rame cu puiet căpăcit, aproape de ecluzionare, deci să fie 17, 18 zi, îți cunoști ochiul apicultorului și îți dă seama când e proaspăt căpăcit sau când e căpăcit, când puietul e aproape de ecluzionare. Și le trec din coace de rama clăditoare. Deci, închipuiți-vă că aici voi pune rama clăditoare, nu mai este diafragma cu patru ochiuri, e numai rama clăditoare, și din coace pun două, trei rame cu puiet. Ei bine, în condițiile în care am avut varoa și o avem sub, în capac, în rama cu puiet de albină, asta când ecluzionează, matca, aflându-se de fapt băgată în interiorul cuibului, cum ar fi rama cleditoare. Deci nu e la margine, în interiorul cuibului, dragilor. Toate femeile de varoa vor alerga aici la rama cleditoare. Deci, ca să nu mai aștepte să călătorească femeile de varoa să vină din cuib, din față, să vină în spate aici la rama cleditoare, acum îi ofer șansa de mă lipesc cu rama cu puiet, eventual dacă am avut varoa, acestea vor fi prinse în capcană. Deci capcana stă aproape, foarte aproape de puietul care ecluzionează. Femeile varoa care au fost prinse, abia au așteptat, au ieșit și s-au dus direct pe ramă, cu nasul drept din rama de puiet. Așa știm că preferă, de-aia noi folosim rama cleditoare. Dar acum voi spori eficiența ramei cleditoare la maxim. Ei, și în felul ăsta îmi deparazitez stupul pe cale naturală.
Deci după tragedia asta care a suferit-o Ionică, m-am tot gândit cum, ce s-a întâmplat. S-a așteptat numai pe rama creditoare, bănuiesc, și dacă familia n-a ajuns la maturitate, n-a simțit nevoia să crească trântori, atunci femeile de Varoa și-au făcut de treabă acolo în față, deci în familia de bază. De aceea, rama creditoare intră în acțiune foarte repede dacă familia e puternică. Dacă familia e modestă, ai o macă modestă, rama creditoare nu-și mai face treaba acum. Stă aici în spate, nici nu crește celulii de trântori, că nu are interes pentru roit. Ori, în condițiile acestea, mi-am spus că trebuie găsit o altă soluție. Iar biostupul mă împinge pe mine să cred că găsesc soluții. Așa cum spune Ionică, sigur că e o bătălie imensă, la nivel mondial, pentru a găsi soluții la împotriva Varoa. Nu sunt eu cel mai deștept, dar mi s-a întâmplat mie să am ideea asta cu rama creditoare și cu biostupul, încât să-l poziționez rama creditoare într-o poziție foarte avantajoasă pentru toate ramele din cuib, încât matca se poate ajunge, cum știți bine, trece prin grila așa asta. Acum însă, ce fac eu de la tragedia asta lui Ionica, altora care m-am gândit, totuși trebuie să găsesc ceva încât să o fac și mai atractivă pe rama creditoare. Iar așa asta înseamnă că îmbină mulțirea cu succes și cu captarea Varoa. Pentru că masca a ajuns aici, dragilor, în partea asta, după grilă, sigur că se va păcăli și după ce a ecluzionat aici ramele acestea, va începe să ouă și în ramele acestea. Da? Albina care e aici îi pregătește, intră partea aceea care o știți, albina din față, pierde contactul cu matca și atunci îi dau drumul și la schimbul liniștit, vorbește, poți. Deci merg simultan și urmăresc cu foarte multă atenție. Matca, știți bine, va face naveta. Anul trecut am pus la punct chestia asta. Matca va face naveta din spate, din buzunărel, în față și când în față, când în față, când în spate, vor începe să crească și boci. Mai ales că ele au tot timpul frământate de creșterea masculilor pe rama creditoare. Văd că acolo au suficienți masculi care vor recluziona, numai că noi tăiem și ele vor crește și mai și mai și cum să se căpășesc, cum îi tăiem ca să captăm bine Varoa. Un astfel de procedeu continuu aplicat din primăvară mă va duce spre, să spunem, valorificarea maximă a ideii de captare a Varoa în rama capcană și înmulțire foarte bună. Cum știți, Mirel m-a ajuns din anul trecut, într-un an, în 2 ani, nu, al doilea an. Deci în 16 anul trecut am făcut filmulețul și mi-a spus că din 120 de familii numai 6 roiuri au pierdut, roișoare mai micuți așa, deci are performanță maximă. Așa că spuneam în perioada asta când pierderile sunt masive, la nivelul țării sunt extraordinar de mari pierderile. Deci în perioada asta, când așa multe problema înmulțirii și tratării împotriva Varoa e problema numărul unu a oricărui apicultor. Iar eu sper să reușesc să pun la punct maxim cu putință, așa cum m-ați rugat voi să filmez ce tratamente fac. Tratamentele sunt aceste idei care le-am folosit biostupul. În condițiile în care și eu am avut, fiind mare stupina, e foarte greu să ajungi peste tot la timp. Unde n-am ajuns și a fost o familie mai modestă, acolo sigur că s-a dezvoltat Varoa și am fost și eu atacat, nu în cap de discuții, nu vă pot minți. Asta e adevărata realitate și atunci mi-a zis, nu, trebuie să găsesc ideea și mai bună, și mai bună. Și ideea asta va fi. Veți vedea cum voi filma și cum voi ajunge să țin în mână cât se poate de bine să luptăm pe cale naturală împotriva Varoa. Acum, dragilor, știți bine, când ăsta se umple 6 rame de puiet stânga, 6 rame de puiet dreapta, 5 poate să fie, nu pot să știu că 6 și din coace, că doar nu, mățile pot să fie surori și nu au aceeași potențială. Așa se întâmplă.
știm bine, influențează nu și perechiere, așa, mai sunt mulți factori, nu mai intru în detalii, dar vreau să vă atrag atenția că biostupul îmi va oferi posibilitatea rapid să viu în spate cu una dintre familii pe care o să o dezvolt în felul ăsta, cu patru rame, matca și cu patru rame viu aici în față. Pe celălalt, cel mai puternic, îl las în față, cu șase rame de puiete ale lui și cu încă una sau două din partea asta. Ei, dragilor, și îl sparg și îl umplu cu albină. Are toată albina călătoare. Ăsta de aici stă la căldură în spate. Va forni și el în câteva zile și face albina lui proprie și cu asta se va dezvolta și el aici. Pe el, în ultimă instanță, după aici, ce se fac aici? 8 rame, 9, 10 rame cu puiet. 10 rame trebuie să am aici cu puiet. Atunci, pe ăsta le-au de și-l duc în altă parte, într-o altă ladă. El se face vreo 5 rame de puiet, să zic, așa, 6. Poate chiar până așa să ajung când se upe ăsta. Și atunci, pe ăsta de aici, din spate, leu, împreună cu altul din spate, și formez, le pun una lângă alta, da? Două în față, într-un alt biostup, și aici îi dau drumul, preluăm albina călătoare a ăstuia și cu tot ce aveam în față, ăsta se face ca trenul. Și aici începe mulțirea, cu rama clăditoare, scot acum, voi scoate diafragma asta cu patru ochiuri, o voi scoate și în felul ăsta voi avea o singură familie și încerc tratamentul foarte puternic împotriva varoa. Deci foarte puternic, serios. Voi pune aici, cum v-am povestit, viu cu două rame de puiet, trei rame de puiet din față, îi dau drumul acolo, am băgat, l-a crescut foi. O să vedeți proiectul meu cum va merge, cât de bine va merge. Cu toate că, repet, că am foarte multe lucruri de făcut, surpina din nou este destul de mare, dar sper să Bunul Dumnezeu să mă ajute să fiu sănătos și să pot duce cele două proiecte. Ambiția mea este imensă, dar nu știu cum o să reușesc. Să le pot duce la vârf, să vă pot ajuta pe toți ceilalți. Deci, atât proiectul ăsta cu matematica, luat matematică la clasa 0 până la clasa 12, voi apicultorii, aveți și voi copii, nepoți, eu mă ocup foarte serios de problema asta. Problema creativității, a dezvoltării acestei laturi, iată ce înseamnă dezvoltarea creativității. Starea asta de liniște continuă, tot timpul cauți ceva, tot timpul ești nemulțumit și vrei să găsești soluții la probleme. Asta înseamnă creativitate. Foarte mulți se întreabă, ce cauți tu, profesori, că sunt atâția oameni specialiști, că de-a lungul generațiilor și fac studii și nu știu ce, vii tu cu biostupul, tot te dai rotund, cu faci tu, drești tu. Nu, mă strădui, nu fac eu, face Bunul Dumnezeu, eu ce fac, mă strădui să găsesc răspuns la problemele acestea cu care ne confruntăm. Poate dinspre matematică, nu neg asta, poate dinspre matematică vine toată povestea asta, pentru că matematica mi-a oferit tot timpul ocazia să caut răspuns la soluții la problemele respective care mi se puneau acolo de către copii. Și nu mi-a plăcut niciodată să-mi pregătesc două lecții, să-mi pregătesc două probleme de acasă și să mă duc să le fac. Nu, acolo mă pun, fac, le pot face, nu mă chinui, mă strădui. Dar ce le comunic, le comunic efortul pe care trebuie să-l faci în perioada în care cauți o soluție. Adică să ai starea aceea de spirit, de căutător, de starea de luptător pentru a ajunge să descoperi soluția. Și apoi să urmărești, să vezi, bă, cum mi-a venit ăsta în minte, mă? Ce eu am avut el în cap? Cum mi-a venit autorul ăsta de fapt problema? Ei, aici e momentul de vârf. Când pătrunzi în mintea autorului și îți dai seama cum ocupă să le ghiștiu. Cu asta mă ocup. Am început această bătălie încă de la clasa 0 acum și sunt așa pe clase, lecțiile acolo. Le vedeți și voi la prof online când intrați acolo. Spuneți-vă copiilor, nepoților, spuneți, cu cunoștinților, că e o treabă pe care o fac cu toată dragostea și cu toată seriozitatea. Nu, n-am să pierd nici, cum să spun, nu.
câtă energie am și câtă dorință am, pe toate o să folosesc pentru a duce aceste lucruri la capăt. Dar haide să mă grăbesc, am zis că nu vorbesc prea mult, trebuie să mă apuc să mă duc acolo la școală, iată, eu mă am încă, termin dintr-un curs, mă întorc înapoi, dai, Doamne, câtă muncă e. Da, să sperăm că reușim pe toate să le facem. La revedere, dragilor, pe curând!